Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine m-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Mod Showcase. BOOM! Pe chelie! Astăzi vreau să vă prezint un mod numit Electric Man sau ceva de genul acesta. E bine, caracterul nostru va putea controla electricitatea și va fi destul de jmecher. Linkul modului îl aveți în descriere, după ce l-ați instalat apăsați tasta 0 și apare meniul Toggle Electric Man. Oh yeah baby! Și pornește modul. Force Field poate fi activat și face exact chestia asta. A explodat coșul ăla de gunoi. Nu mai nimeni, nu poate să stea nimeni în apropierea mea. Wow, s-a oprit. Boss. Ok. Vedeți, când mă apropii de un caracter, pur și simplu se duce mai la depărtare. Adică nu mă poate atinge nici o mașină, nimic. Mă rog, asta v-am prezentat așa ca idee. Și avem o energie. Și de exemplu, uităm la asta. Ok, n-am vrut să apăs asta. Cu Q-ul te poți mișca foarte repede. Ce l-ai apăs aia? BOOM! Cât a pumnul în cap. Ok, Q-ul. Cu Q zbori. Te duci oriunde vrei. Și e destul de șmecher. R-ul. Te duci înspre respectiva țintă și lovești foarte tare. Păi de capul vă duce la mama naibii. Ok, stați așa că nici eu nu știu ce naiba mai făceau. Tastele. E-ul. Cu E pur și simplu dai cu curent. Sau nu, E-ul. A, da. Dai cu curent cu E-ul. Vedeți că am acolo deasupra o bară de energie. În momentul în care folosesc energia să atac orice, de exemplu pot să o electrocutez pe femeia asta. Stai. O putem electrocuta și moare instant. Se vede acolo ceva sub fustă. Ce nu trebuia să se vadă. Și cu T sugem energia din mașină. Dar mai bine spunem că ne reîncărcăm mașina. Mașina, what the fuck, energia. Da? Hai să mai vedem. Poți electrocuta mașinile. Poți electrocuta orice. Și de ce nu șmecher? Ia, merge de la distanța asta? Nea, nu merge. Râul e force punch, adică îi dai un pumn la lui aia, BOM! S-a dus. S-a dus de-a binelea. Cred că pentru episodul în viitor voi încerca să instalez modurile cu eroi, gen Superman sau Spider-Man sau ceva de genul, numai că sunt foarte greu de instalat modurile alea, mai greu ca orice mod pe care am instalat-o vreodată. Așa că, ne-am dus noi pe GTA Online, parcă... Aici era baza militară? Hai să mergem puțin acolo să facem haos. Vă puneți cu boss-ul? Oare tancul explodează dacă dau destul în el? Presupun că da. Bă, nu explodează chestia aia. N-aveți ce să-mi faceți, băieți. Partea nasoală e că trebuie să mi-l încarc. Bă, da, s-a dus. Holy moly, câtă putere am în mine. Cu T, trag energie. Ok, merge și din tank. Ia să-l vedem cum se duce. S-a dus și luăm și energie din el. Invincibil. Te pui cu mine? BOM! A zburat. Și pe ăștia pur și simplu îi omorâm apăsând E. Electrocutăm. Hai să vedem cum zboară ăsta. Da, s-a dus, nu glumă. După aia avem, ia stai puțin, avem push. Deci dacă dau un pumn îl arunc foarte mult. Și avem pull, nu știu ce face asta mai exact, n-am testat-o. Hai să vedem. Nu știu ce face. Oare îl trage? Nu-mi dau seama. Și explode? Ia, explodează. Împinge foarte mult, cred. Nu, aia făcea și primul. Mori! Nu știu exact ce face. Aia pe G poți să schimbi attack type-ul. Ok, avem nevoie de niște energie. Ok, nu poți trage foarte multă energie pentru că explodează. Vreau să mă duc fix aici. Ia stați așa să luăm mașinuța, dar cred că îmi pleznesc ăștia mașina instant. Na. Unde am fost noi pe episodul ăla de GTA Online și ne-am luat crâncena? Nu mai explodați, băieți, vă rog! Du-te! Nu cred că pot să dau din mașină. Parcă pe aici am fost, dar... Hai, mă, unde sunt băieții răi? Poți să sar direct din mașină să atac ceva? Ok. Asta e bine de știut. Hai bă, unde-i toată lumea? M-ați lăsat singuri aici. Oare păsările le pot ataca? Da, băi,
Ce? What? Oh my god, s-a dus pasărea, băieți. Rip pasăre. Dar de cine bani mai nimeni? Avionul ăla? Na. Mergem până acolo! Cred că ne vom duce ceva. Holy moly. Dă un pumn, nu-mi spune. Ia. Nici un pumn, ok. Ia vreau, pot să aterizez pe el? Unde n-ai ba... Oh, ok, hai să mergem drept la ăla. Nu știu dacă îl prindem din urmă, totuși. Na, nu cred că îl prindem. O, dar sunt în aer, nu glumă. Du-te, Jesus! Văd acolo, e un avion? Du-te! Na, nu vrea. O, da, mă duc, nu glumă. Aterizez, băieți! Oh! What the hell, bă? Trec prin pământ! Oh! Credeam că dau și cu capul în mașină. Ce vreți, mă, voi de la mine? De la Electric Man! Bă, ăștia s-o moară în trei! Electrocutăm puțin? Cum face? Ridic așa din cap! Ok, băieți! BOOM! O, da, s-a dus! Băi, nu știu, e prea amuzant așa să te distrezi. Să faci haos. Am aterizat lângă prietenul meu. Da, nu pot să-i mai dau încă lovitură. Am electrocutat până la mama naibii. Hai, dau ăștia pe plajă aici. Băieți, vin și eu puțin pe plajă cu voi. Du-te, du-te! Nu merge? Ok, mă duc mai repede așa. Nu mai e nimeni, mă, aici au plecat toți. BOOM! Bă, da, s-a dus. Credeam că sare așa apa, da? Abai sărit. E mișto pentru că te poți duce cu Q-ul și pur și simplu zbori prin absolut orice. Și după aia faci haos. Venit aici și dau un pumn. BOOM! Nu știu, mi se pare mișto. Abara dacă vi se pare și vouă la fel. Și merge chiar și cu pumnul. Ia, îi prind pe ăștia aici. Stai. Dau un pumn în mașină. Picior. Na, nu merge. Ce tragi, bă, tu în mine? O, lasă, duce. Holy moly. Du-te, boss. Woo! Ia, sări șopcăli, ia. Bam! Singura parte mai nasolă probabil e că ei se opresc. Ăla trage din fund. Taking energy. Uite, chiar scrie și acolo jos. Se opresc ei când te duci, știi? Genial, se oprește ăla? Da, stă pe loc. Pf, am aruncat în elicopter. BOOM! Mai am undeva unde aș putea să mă duc? Nu știu exact vreo locație. Ia, la aeroport, o fi ceva? Da. O, să arunc un avion de la gigantic. Ok, hai acolo să vedem. Location, go to marker. Vreau să pleznesc una... Oh my god, da! Zboară ăsta? Stai așa, nu pleca! Na, nu cred că merge. Ah, cred că am dezactivat... Ok. Na, nu merge în ăsta, e prea mare. Aș fi vrut să-l văd așa cum zboară în ceruri. Mai găsim ceva interesant pe aici, în afară de mașina asta. Pou! S-a rămas în viață. Ce naiba a fost asta? Beach slap! Mai vreau un beach slap. Oh! Bă, dar îmi place cum îl zboară, știi? Îi dă una și după aia zboară. Ce mai? Mai vreau un beach slap, băieți. E, nu știu, e un mod mișto așa să te prostești. Beach slap! Nu fugi! Ok, deci nu cred că e vreun avion gigantic. Știți ce aș mai vrea eu să găsesc? Uite, ăsta aici, na. O să fie frică! Na. Ia, văd că pleacă unul. Oricum nu merge, din păcate. Pe ăsta merge. Wow! Bă, a dispărut! Fuck that! Ok, hai în mijlocul orașului. Aș vrea să arunc un blimp de ăla, sau cum naiba se numește.
Nu știu dacă voi vedea prin cer vreunul. Nu știu dacă am norocul să găsesc unul. Uite-l acolo. Ia! Îi dau un pumn? What? Dar dispare de tot. Dacă dau cu Q în el, dispare de tot. I-a dat un pumn, s-a întâmplat nimic. Vin! Oh! Cum sunt în fund? Cade Jesus din cer. Hai să-l electrocutăm puțin. Opa! Te simți bine, boss? Bum! Du-te! Că s-a urcat la loc în picioare. Sau mă rog, să tai iar în picioare. Și caide, distrugem mașinuțele. Ce plutește, mă, deasupra noastră? Ce era acolo? Ok, nu era nimic. Oh, du-te! Oh, man! Haos de haos. Se duce, nu glumă. Ce? M-a glitchuit! M-a glitchuit! Nu știu ce naiba lovește ăsta. What the... Autobuzul? A, nu, era de aia la ambulanță. Bun. Vom încheie episodul. A fost așa un mod, nu știu, mai distractiv. Nu știu dacă vă plac modurile astea așa care creează haos. Aș vrea să lăsați și mie sugestii în comentarii dacă știți moduri bune pe care ați vrea să le prezint sau care credeți că ar merita să le prezint neapărat. Pentru că nu știu exact, nu prea mai găsesc moduri șmechere. Adică am cam făcut modurile astea super super șmechere. Ar mai rămâne modurile cu supereroi. Dar sunt foarte greu de instalat. Am să încerc, dar nu știu ce iese. Nu știu dacă voi reuși. Oricum, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!